Pe 18 octombrie, la București, va avea loc Congresul Național al PSD pentru alegerea președintelui de partid. Până atunci însă, socialdemocrații vor trebui să participe la un scrutin după model britanic, adică să se prezinte la urne și să voteze președintele pe care și-l doresc. Asta în condițiile în care, în afară de Liviu Dragnea, vor exista și alți candidați. Scrutinul este programat pentru duminică 11 octombrie între orele 8:20, iar în județul Giurgiu sunt așteptați la urne circa 19.000 de membri. Acest proces electoral va funcționa exact pe procesul electoral național la alegerile locale. Comisie centrală organizată la sediu central, la nivel județean, o comisie județeană pentru alegeri, unde președinte va fi domnul Stengel, și la nivel local, de asemenea, comisii formate din președinte, secretar și 1-3 membri. În fiecare localitate, în fiecare organizație a județului Giurgiu vom avea, inclusiv în municipiul Giurgiu, pentru că aici avem în jur de 5.000 și de membri, vom înființa secții de votare unde membrii noștri vor veni și își vor exprima poziția vis-a-vis de viitorul președinte al Partidului Social Democrat. Potrivit sistemului de vot adoptat de PSD, secțiile de votare pot fi amplasate în primării, cămine culturale și chiar acasă la președinții de organizații, așa că rămâne de văzut ce decizie va fi luată în privința secțiilor din municipiul Giurgiu. Rezultatul scrutinului din 11 octombrie va fi validat la Congresul Național din 18 octombrie.